Hello, hello și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi merg la cel mai mare magazin românesc care s-a deschis în Londra. M-am îmbrăcat cât de neutru am putut, pentru că magazinul nu este chiar în cea mai sigură zonă din Londra. GoPro-ul l-am prins așa cu curele. Da, și eventual pot să fac așa. Și l-am acoperit. Trebuie să fiu în siguranță. Sunt anumite zone în Londra unde nivelul de siguranță este discutabil și zona în care merg acum este una dintre ele. Nu vreau să pățesc ceva pe acolo și pentru că am luat și căruciorul, căci vreau să cumpăr multe legume. Nu vreau să mă expun riscului să fiu atentă la căruț și să vină vreun tinerel șmecher să-mi smulgă GoPro din mână. Este un obicei din ce în ce mai des întâlnit în Londra, mai ales după pandemie, când foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă. Poate vă întrebați ce caut eu acolo în zonă, dacă este așa de periculos. Ei bine, acolo s-a deschis cel mai mare magazin românesc, un fel de supermarket, adică nu un fel, chiar un supermarket. Este foarte bine aprovizionat. I-am găsit întâmplător, făcându-și reclamă pe Facebook. La plecarea din România, rudele au vrut să-mi dea la pachet ce mâncare de care mi-a plăcut mie acolo. Și n-am vrut să iau. Mi se pare aiurea să vin cu mâncarea în ciamantan din România, ca și cum mă duc în, nu știu unde, în Africa, în zona a treia, nu în Londra, în cea mai modernă capitală europeană. Așadar, am zis, nu vreau să car nimic la săcu, să găsesc eu în Londra, sigur. Acum e momentul să vedem dacă într-adevăr o să găsesc. Mă interesează niște brânză, niște dovlegei. Ce mai vreau? Caș, niște cârnăciori. O să merg 4 stații cu metroul. Pentru Londra asta înseamnă că magazinul e aproape. Am 2 magazine mult mai aproape, l-am mers de un sfert de oră pe jos. Doar că unul dintre ele, cel care este un magazin exclusiv românesc, are marfă expirată, că am luat de câteva ori de acolo și nu a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o și de mai multe ori am promis că nu mai cumpăr de la ei niciodată. Și încă un magazin care are marfă din Europa de Est, este amestecată România cu Polonia, cu Ucraina, cu Lituania. Și asta înseamnă că, de fapt, marfă românească are foarte puțină. Așadar, vreau, nu vreau, o să merg aici la magazinul acesta. Sper să găsesc ceea ce îmi doresc. Până aici o să merg până la Ilford. Faptul că magazinul este foarte bine aprovizionat și că până acolo merg cu Elizabeth Line, cel mai nou metrou, are și aer condiționat, este foarte curat și spațios, chiar îmi place metroul acesta, mă face să percep că până la magazinul românesc distanța nu este chiar atât de mare. Maryland, Forest Gate, Manor Park, Ilford, Seven Kings, Goodmayes, O să mă plimb prin tren ca să-l vedeți cât e de frumos. Mă urc aici în spate și o să merg prin el până mai în față. Vedeți cât e de fain și de curat. Foarte ok să mergem cu metroul ăsta. Am ajuns foarte repede, maxim un sfert de oră am făcut până aici, dar nu cred că am făcut un sfert de oră, poate cu tot cu timpul de așteptare.
stația se numește Ilford. Este și parcare pentru biciclete. Eu una nu aș avea încredere, s-au furat atât de multe biciclete în ultima vreme în Londra, încât nu aș avea încredere, dar probabil că oamenii nu au altă soluție. Ce-mi place cum e îmbrăcat tipul ăsta, lejer. Ce pantaloni faini are, nu din ăia mulați pe picior. O să mă duc la lift. Urc la suprafață, magazinul este foarte aproape de stație. First floor. Ia uite-te că ziceam că e o zonă cu siguranță redusă și totuși, uitați-vă, să spală trotuarele, să mătură. Asta chiar e o surpriză, nu mă așteptam. Să-l depășim, că merge foarte încet. Am ajuns European Market, magazin românesc. De urtă, arăcaș și legume. Nu mă puțin, îmi cer scuze, nu mă puțin, mulțumesc. Ia să vedem aici la cârnăciori. Și brânză, am văzut că avea caș acolo, dar vreau și brânză Hochland. Dar cașcaval pane. Hai, ia uite că are extraordinar. Ia uite-te, Dane, ce-am găsit. Asta e pentru frate meu. Ia uite, Dane, vroiam să iau din România. Uite, domnule, că este. Poftim. Ce părere ai? Doamne, ce mă bucur. Au efectiv de toate. Să mai iau de-asta cremoasă. Până acum am umplut coșul cu brânză. Să văd ce cărnăciori să iau de aici. Fox. Nu știu cine sunt ăștia Fox. A, dar ăștia de la Marcel, din câte îi țin minte, sunt buni. O să iau unii de la Marcel. Aici. Fox, Fox, Fox și Cristi m-au. Cristi. Ce mai sunt? Dacă ăștia ți-e minte că erau și ăștia buni. Ăștia cărnați din de pleșcoi. Ăștia cărnați de pleșcoi. Ce să zic?
Asociația Cârnaților de Pleșcoi. Mai lasă-mă. Ok, hai să luăm să vedem cum sunt. O să filmez cât pot, după care vă arăt acasă ce-am luat în amănunt. Borș pasteurizat de la Olimpia și prăjituri de toate felurile. Am cumpărat de toate, ăsta e magazinul. Foarte bine aprovizionat și curat și oamenii foarte ok. Și acum în același fel înapoi acasă. Vreau să fac dovlegei pane. Mi-e așa de poftă de dovlegei pane de wow, nu pot să vă spun. Vreau să vă arăt ce am cumpărat de la magazinul românesc. Mai întâi cârnăciori de la Marcel, cunosc brandul, am mai luat și sunt foarte buni. Și ăștia sunt cârnăciori afumați. Ok. Ăștia m-au amuzat că spune așa, Asociația Cârnaților de Pleșcoi, cârnați semi-afumați de pleșcoi, de la Gabiotei. Nu știu cine-i Gabiotei, cârnați de pleșcoi știu ce sunt. Mi-a rămas eticheta. Sunt foarte curioasă cum or să fie, dar sper că vor fi buni. Am cumpărat cașcaval pane, îi place lui Mihai foarte mult. El spune că este mai bun decât cel de la restaurant, de la restaurantele din România, pentru că în Anglia nu găsești cașcaval pane. Cașcaval afumat cu lemn pentru sandvișuri, ne place foarte mult. Am mai luat un pachet de salam de Sibiu. Ăștia nu suntem noi foarte încântați cu salamul, dar... Am zis că hai, fie, iau un pachet așa de Sankey. Am luat două cutii de pate de porc. E bun pentru tartine cu roșii și mai fac și umplute cu el. Mă bucur că am găsit telemea cremoasă de vacă. Asta este foarte bună. Am luat două cutii. Am luat o sticlă de borș. Vreau să fac în weekend un borș. Am luat niște parizeri, 10 felii de parizeri, acum văd că l-a tăiat cam gros, nu contează. Asta tot pentru Mihai, lui îi place, dar tot de amintire. Eu sunt convinsă că acum dacă o să afle că s-a deschis magazinul ăsta mare și poate lua oricând parizeri, nu să-i mai trebuiască. Iar la Pis de Resistance, cașul, care este foarte, foarte bun. Uitați-vă ce textură are, mama este atât de bun. Abia aștept să vină Mihai acasă să-i arăt că am găsit caș. Și bineînțeles, dovlegeii pe care vreau să-i fac pane imediat. Pentru rețeta de astăzi am nevoie de dovlegei. Eu am ales să pregătesc 4 dovlegei, pentru că rețeta asta îmi place și mie, îi place și lui Mihai și să avem pesăturate. Așadar, 4 dovlegei, 4 ouă, pesmet, făină și o bucată de cașcaval ras fin. Ulei, pentru că vor trebui prăjiți, sare și piper și aici am ierburi aromatice. Eu am ales să folosesc ierburi de Provence și paprika. Îi dă un gust mai răcoritor. Vreau să fac și un sos, binecunoscutul sos tzatziki. Asta este diferența între dovlegeii noștri, pe care eu îi ador. Sunt fragezi și dulci și foarte buni. Și dovlegeii pe care îi găsesc aici, care sunt mai aspri la gust. E diferență și de culoare, nu doar de gust. Dar sunt fericită că i-am găsit pe ai noștri, așadar încep să pregătesc cina. Pentru început... Să tai capetele de la dovlegei, de la toți 4. Ei sunt foarte fragezi.
să arunc capetele astea la gunoi. Iar acum, cu o furculiță, voi face striații pe ei. În felul acesta se frăgezește coaja. Prefer să fac așa decât să-i curăț. Operațiunea numărul 2 este să îi tai pe lung felii cât mai egale, cam de jumătate de centimetru ar fi cel mai bine. Cu răbdare, ca feliile să nu fie foarte groase. Dacă sunt foarte groase, nu se prăjesc. Dacă sunt prea subțiri, se înmoaie prea urât. Așadar, ele trebuie să fie cam de jumătate de centimetru. Așa arată feliile mele de dovlecei, pe care urmează să le sărez și să le pipărez și să le las după aceea 5-10 minute ca să se îmbibe de sare și de piper. Le-am mutat pe un șervet curat și acum vreau să le sărez. Să le pipărez. Nu contează că a căzut pe jos, pentru că le împăturesc în acest șervet. Ca să se întrepătrundă mai bine, eu le pun parte peste parte, după care le rulez ca pe sushi. Și acum le rulez așa. Le las un pic în șervet. Între timp, într-un bol mai adânc, voi bate ouăle. Voi puteți sparge ouăle doar cu o mână? Am mai văzut în unele rețete că bucătarii sparg ouăle așa, într-o mână. Eu nu știu cum reușesc, pentru că mie nu îmi reușește tehnica asta. Eu tot clasic. Varianta clasică. Ok. Pun și aici puțină sare. Puțin piper. Imediat s-au amestecat. Nu e cine știe ce filozofie. Într-un castron am pus făina și cu pesmetul ca să le amestec împreună. Așa ușor, cu grijă. Pentru că dovlegeii vor veni tăvăliți prin acest amestec, scopul fiind acela ca să iasă crocanți, aurii și crocanți. Ok. Peste ou punem cașcavalul și amestecăm ușor, cu răbdare, ca să se omogenizeze, să se incorporeze în ouăle bătute. Pentru prăjit, eu folosesc o tigaie de fontă. Este foarte grea, wow, dar nu se vede. Stați să prind lumina. Eu să vedem, așa se vede, da? Ei bine, în această tigaie prăjesc eu, pentru că este foarte bună la prăjit. Are un singur secret. Trebuie menținută tot timpul unsă cu ulei. Dacă o spălați și nu o ungeți cu ulei, ruginește. Ok? Sau cum se zice, oxidează. Oxidează, nu ruginește. Bine. Problema este că în momentul în care voi începe să gătesc, pornește hota, va hurui și nu știu cum se va auzi pe microfon. Sper că nu foarte deranjant. Am pus uleiul la încins. În momentul în care pun dovlegeii la prăjit, uleiul trebuie să fie foarte fierbinte. Altfel, dovlegeii absorb uleiul și o să iasă grețoși. Am adus aici ouăle bătute, făina. Aduc și dovlegeii acum, imediat. Ce fain arată ei aici. Practic s-au marinat. Cam așa ceva s-a întâmplat cu ei. Început să lase și zeamă. Ce fain sunt.
Aoleu, ce bine miros. Așa. Ok. Uleiul a început să se încingă și atunci pregătesc o furculiță. Așa. Și voi face în felul următor. Hai, de unde să încep? Hai să încep cu asta. Îl tăvălesc prin făina cu pesmet. Așa. Se aude brâiel de la șantierul de vis-a-vis. Nu știu dacă se aude, o să văd eu când descarc filmările. Da. Așa, după care îl dau prin ou. Îl pregătesc pe următorul sau pe următoarea, pentru că este felie, e de genul feminin. Încă una. Așa. O să cred că în tigaie mi-n cap 4 felii. Uite așa. Uite așa. Hai și încă una, ca să zicem că sunt 4. Să prăjim optim, folosind optim timpul. Pentru că după ce uleiul s-a încins, dobleceii vor veni prăjiți la foc mic, că altfel se ard și devin amari. Ok. Asta e, dau focul mic. Ia să vedem. Știți cum se testează dacă uleiul e încins? Ia un pic de sare și fac așa. Făină, nu sare. A fost o greșeală. În regulă. La prăjit, drăguților, că abia aștept să vă mănânc. Vă mănânc. Așa. Ia să vedem. Puteți să folosiți mâinile. Ce bine sfârâie al doilea. Al treilea. Și tot așa. Cred că am 20 de felii. Na, că nu mi-n cap 4, numai 3. Un lucru foarte important este să punem capac. Pentru că ei, dacă se gătesc înăbușiți, se fac așa înăuntru foarte fragezi. Între timp o să pregătesc sosul. Pentru sos va trebui mai întâi să dau pe răzătoarea mică o bucată din zucchini. L-am tăiat ca să fie mai comod și să-l dau pe răzătoarea mică. Cam atâta cred că e de ajuns. Ia să vedem. Da. Hai să zic să mai dau un pic. Să n-ajung la semințe. Aia e important. Iar acum voi pune în iaurt ceea ce am dat pe răzătoare. Anum încet. Amestecăm ușor. Și usturoi. Să vedem, eu cred că 3 sunt destule. Altfel iese prea usturoiat. Hai. Uite așa. Hai? Da, e destul. Ia să schimb eu castronul pentru că e prea mic ăsta. Așa. Bravo. Ok. Și aici mai vine pus mărar. Să-i tai codițele. Uite așa. Și pe ăsta de aici îl toc mărunt, mărunt, mărunt. Am un cuțit foarte bun. Cumpărat din România. Am găsit la Mediaș un set de cuțite de astea de ceramică. La un preț foarte bun. Cred că am dat 5 lire. 4 cuțite. Și sunt foarte, foarte bune. Ok. Uite așa. Și am tăiat și mărarul. Acum pun mărarul aici în sos. Ok. Și amestec. Ce fain e.
Un sos foarte ușor și răcuritor. Și gata sosul. Mă întorc la dovlecei din tigaie. Pe cei care s-au prăjit, i-am scos pe o farfurie pe care am pus o foaie de hârtie absorbantă ca să absoarbă tot uleiul. Deci, să nu fie grețos și las aici așa un pic. E cam dezastru pe aici pentru că m-am întins acolo la farfuria cu făină și pesmet și m-am ars pe mână. Și când m-am ars pe mână, am împrăștiat pe aici toată făina. Da, mai întâmplă accidente în bucătărie. De regulă, după ce gătesc, partea cea mai grea urmează abia apoi, când trebuie să fac curat în bucătărie. Ca așa să le pregătesc legumele, să le curăț, să le tai, să le prepar, mamă, ce mult îmi place. Dar după aia, când trebuie să fac curat, acolo e bai. Ca să nu mai spun că ieri am făcut curat luna în bucătărie, căci am venit din vacanță și am găsit un pic de dezastru în casă, în sensul în care aici au fost niște petreceri de băieți, de bărbați tineri, nu de băieți, și n-a mai stat nimeni să facă după aia curat. Băieții mei au chefuit cu prietenii lor, foarte bine, mă bucur. Au încercat ei să facă ceva curat, dar na, ca băieții. Sau mai bine zis, ei au făcut curat, ok, doar că după aceea a venit mama și a zis, a, nu așa se face. Cred că toate mamele zic așa. Nu așa se face. Trebuie să țin tigaia cu o cârpă pentru că este foarte fierbinte și mânerul. Și ce bine miroase. Uite ce apetisant arată brânza asta crocantă. Miam, miam, miam. Foarte, foarte bun sunt. Asta e ultima tură. Au ieșit destul de mulți. Așa. Doare în tigaie în cap, toți. Hai că mai sunt doi. Haide. Un pic de bunăvoință, domnilor. Sugeți burta. Să încapă încă o felie de dovlecel aici între voi. Uite-o. Gata, așa. Știți ceva? Am uitat să pun ierburile și paprika. O, Doamne! Nu-i bai. Iese bun și fără ele. Așa se întâmplă atunci când sunt atentă să filmez. Să mă uit la cameră, ce filmează camera, la microfon, dacă merge microfonul. Pentru că, ce credeți, dacă microfonul nu merge, se aude oribil și vlogul e compromis. Am pățit asta de câteva ori când am fost atentă și nu am mai avut cum să refac filmările. Așa că, din acest motiv, am fost atentă la filmare și nu la ingrediente. Dar nu e ca și cum ierburile sau paprika este esențial. Bine că n-am uitat să pun dovlecei. Și gata. Asta a fost. Între timp, am mai început să strâng pe aici, pentru că e dezastru. Haide, mă duc acolo. Așa. Cum am să trag tigaia de pe foc, pentru că altfel o să se ardă și miroase rău de tot. Mamă, ce e aici? N-are mea să curăț. Ei bine, a ieșit ceva. Uite cât sunt. Miam, miam. Bun de tot. Îi așezăm acum frumos, le dăm, facem plating, cum se numește, adică platouas ar traduce în română. Plating vine din engleză, dar de ce nu spui să aranjăm platoul? De ce îi spune în română plating, adică a platoua? Hai să aranjăm platoul, zic, mai cinstit vorbim românește. Și acum o să pun dovlecei așa frumos.
pot să-l las pentru mine. O să-i așez aici în o tăviță care poate să meargă foarte frumos la frigider. Pentru că nu o să-i mâncăm pe toți în seara asta, clar. Uite așa, fain frumos. O să-i acopăr cu folie ca să nu, odată ca să nu se umple frigiderul de miros de prăjeală și apoi ca să fie ei protejați. Să nu prindă miros de la alte mâncăruri, deși la mine cam toate mâncărurile din frigider sunt acoperite. Haideți, stai acolo așa frumos. Haideți să facem împreună un test. Mamă, ce ușor să rupe. E bun. Să-i învelesc cu folie transparentă, pentru că dacă nu e transparentă, nu știu cum sunt bărbații dumneavoastră, soțul, băieții. Domnule, dar ai mei, dacă nu vă mâncarea, nu mănâncă. Trebuie tot timpul să învelesc așa, în folie transparentă, ca să o vadă. Dacă pun în ceva recipient care are capac mat, acolo stă până mucegăiește. Ei nu văd. Ei merg pe principiu, dacă nu văd, înseamnă că nu există. Așadar, ăștia vor merge la frigider și aici îi așez pe ceilalți, așa frumos. Sunt foarte crocanți și fragezi în același timp. Brânza asta este minunată. Se face așa crocantă și bună. Ia uite ce fain. Foarte fain. Aceasta este rețeta mea de dovlegei pane cu sos de iaurt, usturoi și mărar. Iar dimineața micul dejun l-am pregătit așa. După cum vedeți, avem de toate. Chiar și pâine de casă și toate produsele care se găsesc în magazinele din România. Cu alte cuvinte, e o mică Românie aici în Londra.